sărbătoare mare aici la Oradea. Se împlinesc 105 ani de la intrarea armatei în Oradea. Ia uitați, deci este și paradă, o să filmez imediat. Mașini militare, inclusiv tancuri și taburi. Suntem chiar aici în Gătri. Partea asta la altă avem acest cafebar DOC. Foarte frumos, o să mergem să bem acolo o cafea, dar pentru ce vreau să filmez aici, cam tot ce se poate. Materialul în zone de teren greu accesibile. Vă prezint onorul din cadrul regimentului 69 artilerie și bleu Silvaniei și a bazei 4 logistică Dej. 4 mijloace de poliție militară ce au ca misiuni principale asigurarea securității, bazei și apărării obiectivelor militare, colectarea, procesarea, baza și evacuarea prizonierilor de război, a suspecților și civililor. Urmăriți în continuare un dispozitiv de defilare format din tehnică și echipamente specifice de intervenție din dotarea Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor. O autospecială Mercedes Vito și o autospecială Sang-Yong, ce sunt folosite de unitățile de intervenție pentru îndeplinirea misiunilor specifice de ordine publică, patrulare, protecție însoțire și intervenții antiteroriste. Trec prin fața dumneavoastră trei autospeciale ATV de tip TGV Blade 1000, ce au drept misiune de menținerea ordinii publice în stațiunile montane, precum și în misiunile de căutare și salvare a persoanelor rătăcite, pierdute. Urmăriți în continuare un dispozitiv de defilare format din tehnică și echipamente specifice de intervenție din dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Bihor. Un laborator mobil de educație rutieră utilizat la activitățile preventive, având dotări tehnice și expoziționale menite să susțină campaniile de responsabilizare a participanților la trafic, fie pedon, fie conducători auto. O autospecială pentru intervenție de tip Mercedes Vito, ce sunt dotate cu accesorii specifice pentru intervenții speciale, fiind folosite pentru deplasarea luptătorilor serviciul de acțiuni speciale la intervenții. Fier Dacia Duster și o autospecială rutieră BMW utilizate frecvent la misiunile de supraveghere și controlul respectărilor normelor rutiere. O autospecială de ordine publică Dacia Logan prevăzută cu stații de emisie recepție moderne și sisteme de avertizare acustice și luminoase, fiind folosite de structurile de ordine publică pentru activitățile de patrulare și intervenție la sesizările cetățenilor. Trec prin fața dumneavoastră două motociclete rutiere BMW 1200 RT ce pot dezvolta o viteză maximă de 220 km la oră, fiind folosite în contracararea unor comportamente periculoase în trafic. Urmăriți în continuare tehnica Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Bihor. Vă prezintă onorul o autospecială Ford Raptor destinată pentru acces în teren accidentat. O autospecială de supraveghere și control al frontierei Port Artemis, dotată cu sisteme de detecție pe bază de termoviziune. Urmează o autospecială de supraveghere și control al frontierei Port Transit, dotată cu sisteme de detecție pe bază de termoviziune. Autospecială a participat la trei misiuni transfrontaliere Frontex în Albania 2021, Serbia 2022 și Macedonia 2023. O autospecială destinată pentru muncă operativă Volkswagen Taigo și o autospecială de patrulare Dacia Duster. Urmăriți în continuare un dispozitiv de defilare formată din tehnică și echipamente specifice de intervenție din dotarea Poliției Locale Oradea. Un autovehicul special M1 destinat asigurării ordinii publice și disciplinei rutiere. Un autovehicul special M1 destinat protecției mediului.
un microbus Volkswagen Crafter destinat intervenției rapide și de asemenea un autovehicul special M1 Volkswagen destinat intervenției rapide. Urmează dispozitivul de defilare format din tehnică și echipamente specifice penitenciarului Oradea. Vă prezintă onorul cu auto specială marca Renault Master de transport persoane cu compartimentare specială pentru deținuți. Execută misiuni de escortare conduse de către un agent de poliție penitenciară însoțit de către un șef de escort, iar pe ușa laterală auto speciale doi agenți din cadrul grupei operative. Trece prin fața dumneavoastră un auto specială marca Dacia Logan de transport persoane cu compartimentare separată pentru deținuți. Execută misiuni de escortare la organele judiciare. Urmăriți în continuare un dispozitiv de defilare format din tehnică și echipamente specifice de intervenții, asigură stingerea incendiilor la clădiri înalte, precum și salvarea persoanelor la o înălțime de maxim 45 de metri în funcție de condițiile meteorologice. Trece prin fața dumneavoastră o auto specială de stingere cu apă și spumă de capacitate mare AD-10.000, dotată cu un tun de regulare a apei la distanță, având un rezervor de 10.000 de litri și respectiv 1.000 de litri spumogen, destinată stingerii incendiilor în zonele greu accesibile, din mediul urban și rural, ce necesită cantități însemnate de substanțe stingătoare. O auto specială de primă intervenție pentru lucru cu apă în înaltă presiune și hidroperforare utilizată la stingerea incendiilor în zonele urbane și rurale ca prim răspuns în combaterea incendiilor din spații închise, cu un randament ridicat pentru răcire și stingere. O auto specială de stingere cu apă și spumă de medie capacitate AT4003. Trece prin fața dumneavoastră o auto specială Mercedes Team Tip ECMO, a intrat în dotarea ISU Bihor la începutul anului 2024 și va deservi la nivelul întregului județ cazurile foarte grave din anumite situații. Urmează tehnica Serviciului Județean Salvastreu Bihor. Vă prezint onorul o auto specială Toyota Hilux destinată deplasării în zone montane greu accesibile în vederea deplasării salvatorilor montan și echipamentului specific de intervenție individual și colectiv. Trece prin fața dumneavoastră o auto specială Jeep Wrangler Rubicon cu o capacitate ridicată de deplasare în teren accidental. Dotat în vederea acordării primului ajutor calificat în caz de accident în zonă montană. Urmează tehnica Serviciului de Ambulanță Județean Bihor. Trece prin fața dumneavoastră o ambulanță de tip A1 destinată transportului sanitar neasistat al unui singur pacient, fiind dotată cu echipamentele și materialele minime necesare acordării primului ajutor. Urmează o ambulanță tip B2 destinată intervenției de urgență și transportului medical asistat al pacienților. Ea poate fi, după caz, utilizată în acordarea primului ajutor calificat sau în acordarea asistenței medicale de urgență. Trece prin fața dumneavoastră o ambulanță tip C2 destinată intervenției medicale la cel mai înalt nivel și transportului medical asistat al pacientului critic, fiind dotată cu echipamente materiale și medicamente de terapie intensivă. Echipamentul ambulanței este condus obligatoriu de un medic special pregătit, iar vehiculul este astfel conținut general Emanuel Ionescu în Via Turzii. Acest model de elicoptere pot îndeplini misiuni de atac, căutare, salvare în luptă, transport de trupe, evacuare medicală pe timp de noapte, ori în condiții meteo nefavorabile. Thank you.
Lângă tine, paralel, nu știu, eu mă mai... No, trece. Albastru cerului este din nou brăzdat de elicoptere IAR 330 Puma, dispuse în săgeată. Elicopterele sunt producție românească, au fost concepute ca o armă ofensivă. La bordul aeronavelor înseamnă atribuțiuni naționale, internaționale și NATO. Hai să bem și noi o cafea ceva aici. Uite, aici, e foarte frumos. Ha? Or here? Da, aici la bistro. Cafea foarte frumoasă, se iată că... Invita mea. Să vedem puțin și malul Crișului. Totul e verde la ora actuală. Suntem aici pe alea de biciclete și pieton. Este foarte plăcut. Umbră. O zi frumoasă. Ieri cred că a plouat. N-așa de mult, dar totuși a plouat. Ia uitați Crișul. Aici azi eu cu iubita mea. Ia uitați ce frumos se vede Crișul și malurile, ambele maluri. Aceste scări. Cât de frumos aici jos, exact lângă Criș. Foarte multe băncuțe unde te poți pune să te relaxezi puțin. Noi, puțin, abate soarele.
Super, aici pe Malul Crișului. Loc. Ia uitați cât de verde e acum aici în centru. Frumos, multe evenimente. Să vedem ce concert va fi de seara. Am înțeles că va cânta Andra. Foarte multă lume aici în Piața Unirii. Da, sigur. Acolo e scena. Undeva urca Andra. Nu știu dacă mai e cineva, dar sigur ea cântă. Palatul Culturul Negru. Piața Unirii. Ioana Velico, Nicolae Furduiancu, Oleg Spânu, cel care la România a un talent, a venit, a impresionat și de atunci a plecat în turneul tradițional 2. Aplauze pentru Udi, care în această seară vrea să facă senzație la Oradea. Aplauze pentru Sava Negran Brudașcu. Dansatorii lui Nea Mărin o să fie pe scenă aici, o să-i vedeți imediat, conduși de celebra Larisa Barbu. Așadar, o să fie pe scenă alături de noi. Acum stau să mă gândesc să nu fi uitat pe cineva. Și uite-mă că uitam niște oameni care o să facă o atmosferă fabuloasă și merită toate aplauzele. Cornelia și Lupu Rednic! Cornelia și Lupu Rednic sunt în această seară aici la Oradea și vor să-i salute pe toți oamenii care au venit fie din Ardeal, fie din Moldova, fie din Oltenia, din Muntenia, dar și din Maramureș. Și din Arad a venit cineva. A venit, da, uite, avem și Aradu aici. Bun. Aplauze și pentru Andra în această seară. Dacă sunt onorată să fiu din nou pe această scenă aici la Oradea, în această dată cu tradițional 2, bineînțeles, alături de mine este Orchestra Fraților Advaho! Vitalie, Vasile, care sunt ca și frații mei, chiar dacă așa se numește și Orchestra Fraților Advaho, au devenit și frații mei. Muzica ne-a unit, muzica ne-a dus în fața voastră și iată-ne la al doilea turneu, tradițional 2. A doua oară aici în Oradea, ne bucurăm din toată inima. Am venit cu un concept gândit să vă ajungă la suflet. Sper din toată inima să vă simțiți bine alături de noi. Doamne ajută! Cine chinuie să petrece? Să mă împarte la tău.
sufletul. Dacă faci bine la lume, bine să știi și tu. De lumea ta și de oameni tăi, am dat oameni și de oameni răi. Dar ce-i mult în fel, vor ajuta la greu. Asta învățam tot că să fac și eu. Cam asta este Oradea în sărbătoare.